Ce schimbări poți să faci în stilul tău de viață pentru a evita oboseala cronică? În primul rând, respectă un program de somn regulat. Încearcă să dormi cel puțin 7-8 ore pe noapte. Ideal este să adormi și să te trezești la aceeași oră în fiecare zi. În al doilea rând, fă exerciții fizice regulate. Exercițiile ușoare, gen mersul pe jos sau yoga, pot reduce stresul și îți pot îmbunătăți starea de spirit. Hidratează-te! Se știe că deshidratarea agravează oboseala, așa că menține un nivel optim de hidratare în corp. Redus sau limitează consumul de cofeină. Deși este un stimulant natural, poate duce la mai multă oboseală atunci când aceasta dispare din organism. Adoptă o dietă antiinflamatorie, care pune accent pe un model alimentar bazat în mare parte pe plante, concentrându-se pe legume, fructe, nuci, semințe, ulei de măsline și cereale integrale. Evita alimentele procesate. Acestea sunt sărace în nutrienți și bogate în grăsimi saturate și carbohidrați simpli, ceea ce duce la mai multă inflamație în organism. Pe partea de suplimente alimentare s-au dovedit eficiente coenzima Q10, vitamina B12, magneziu, acidul alfa-lipoic, iar din categoria superalimentelor ginsengul, ginsengul siberian sau ashwagandha, pe care le găsești și pe shop. Este important însă să reții că suplimentele nu sunt o soluție magică la oboseala cronică, iar eficacitatea acestora poate varia de la o persoană la alta. Cum te ajută o abordare holistică a oboselii cronice? Păi, în primul rând, te ajută să-ți stabilești prioritățile. Apoi te ajută să identifici factorii care ar putea grăbi apariția simptomelor de oboseală cronică. De asemenea, te ajută să ai o abordare diferită a activităților tale zilnice și să-ți învingi teama de a face exercițiu fizic atunci când ai preconcepția că un exercițiu fizic te va epuiza și mai tare. Te ajută să introduci acele practici care să te relaxeze, să reducă nivelul de stres, cum ar fi yoga, meditațiile, respirațiile, plimbările în natură. Și nu în ultimul rând, te ajută să te conectezi cu tine, cu corpul tău, cu nevoile tale și să-ți răspunzi la întrebări de genul: dorm suficient? Mâncarea mea este hrănitoare? Mănânc regulat? Există un echilibru între muncă și odihnă? Închei prin a te încuraja să ceri ajutor celor din jurul tău sau să consulți un specialist dacă te confrunți cu simptome ale oboselii cronice. Este important să te pui pe primul loc. Este important să te prioritizezi. Este important să-ți acorzi timpul necesar pentru a-ți îngriji starea ta de sănătate. Sper că acest videoclip ți-a fost util și îți mulțumesc că l-ai urmărit. Ai grijă de tine și ne vedem mâine!